A spus după congres că riscul ruperii partidului este nesemnificativ. Ați vorbit cu Nicușor Dan după congres, i-ați cerut să revină? Ce v-a răspuns? N-am avut încă discuția cu Nicușor Dan, va avea loc probabil zilele următoare, deci am acest lucru în vedere, evident. Vă cere să revină USR? Da, este mesajul pe care l-am spus și înainte de congres. Nicușor Dan este una dintre resursele semnificative ale partidului și eu consider că locul lui este în cadrul organizației noastre. Pe ce poziție? În momentul de față, congresul USR a ales un președinte. Nicușor Dan este binevenit în partid, ceea ce am spus și la congres, poziția pentru care cred eu că în mod politic, eu vreau cumva să ieșim din logica asta de ONG cu parlamentari, că aici mi se pare că a stat o perioadă și vreau să intrăm într-o logică a unui partid politic cu obiective politice clare. Unul dintre obiectivele despre care vorbi și Nicușor Dan este tocmai primăria capitalei. Și Nicușor Dan ar trebui să vină în USR sau să se alăture USR-ului tocmai pentru a pregăti în mod coerent și organizat candidatura domniei sale pentru primăria capitalei. Deci îl vedeți pe această poziție de potențial viitor candidat la... Evident că decizia aia aparține în cele din urmă, adică aici nu vreau să vând pielea ursului din pădure, dar din punct de vedere politic, din punct de vedere a rolului USR și al mesajelor și al anteriorității, ca să spun așa, acesta ar fi un pas firesc. Nicușor Dan a declarat în mod constant că este interesat de această candidatură la primăria capitalei. Dar nu vă grăbiți anunțându-l pe Nicușor Dan potențial candidat? Adică... M-ați întrebat care ar fi rolul în măsura în care s-ar dori să se întoarcă în USR. Evident că nu o să facem un anunț mâine de la primăria capitale, pentru că aceste candidature vor fi anunțate în preajma celor alegeri. Aici, evident că nu e niciun echivoc. Doar am spus care ar fi unul dintre obiectivele în care Nicușor Dan ar putea să aibă o direcție în cadrul partidului. Și în ce privește viitoarele alegeri de la București, o mică paranteză deschidem aici. Opoziția poate ar fi să se cazul să se hotărască din timp dacă susține un candidat unic, dacă fiecare asta merge cu candidatul lui. Asta fără îndoială, pentru că, din păcate, dacă pentru nu România... Dacă se repetă ce s-a întâmplat în 2016. Din păcate, pentru România, PSD-ul și nici PNL-ul, din mesajele echivoci deocamdată, nu par să susțină revenirea la alegerea primarului în două tururi, care ar da o reprezentativitate mult mai democratică primarului. Și atunci, singura șansă pentru a putea obține Bucureștiul este avea un candidat unic din partea opoziției. Sunt total de acord în punctul acesta.